Primul strigăt peste veacuri de 2000 de ani a Sfântului și întru tot lăudatului Apostol Pavel este acesta. Iar mie nu mi-este a mă lăuda decât în crucea Domnului. Și același Apostol Pavel spune, pentru cei ce pierde nebunie, pentru cei ce cred de arma înțelepciunii și puterea. Sigur că dacă ați fost atenți la Evanghelia de astăzi, ați văzut că ea a avut ceva legat de Sfânta Cruce. Patima de moment a Mântuitorului Iisus Hristos, din clipa judecării la Pilat, până în clipa răstihnirii, când a fost împuns cu sulița în coastă, consemnată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Deci avem tabloul suferinței. Deci crucea înseamnă și suferință și dacă o raportăm dincolo de spiritual, vom vedea că sunt mai multe suferințe. Dacă ești călugăr, ai ispitele călugăriei, dacă ești celib sau ești singur, ai ispitele singurătății, dacă ești căsătorit, ai ispitele căsătoriei, dacă ești de văduv sau văduvă, ai ispitele singurătății văduviei, și dacă ești în lume, ai ispitele lumii. Celelalte două ispite, de la trup și de la diavol, le învingem fiecare în particular, făcând parte din crucea personală despre care Mântuitorul Iisus Hristos obișnuia să spună așa: cela ce voiește să vină după mine, deci primul lucru este dorința de a voi. Și ce înseamnă a voi? A-ți plăcea, a simți, a trăi, a cugeta, a medita, a analiza, a trage concluzii, a face comparații, a cântări, deci până în final ne izbim de cumulul acestor cuvinte care adunate într-un singur punct dau ce? Discernerea de a urma pe Dumnezeu. Deci dacă într-adevăr cugetul tău te îndeamnă să urmezi pe Dumnezeu, trebuie să ai discernere. Discernerea aceasta vine din lucrarea și din voința Duhului Sfânt. Și aici, dacă suntem atenți, vom întâlni alte trei mari măsuri a lui Hristos. Nu te uita înapoi, să nu te faci stâncă de sare ca femeia lui Lot, spune una din învățături. Nu te întoarce ca câinele la borătură, în Sfânta Scriptură. Iarăși spune, cine a pus mâna pe plug înapoi să nu se uite, să tragă brazda dreaptă. Și iarăși, a spus Mântuitorul, pe cela ce vine la mine de bună voie, nu-l voi da afară. Deci iată ce frumos mărturiile acestei cruci, pe care unii din noi dorim să o abandonăm. Așa găsești vădane desfrânate, așa găsești călugări vagabonți, așa găsești bărbați și femei divorțate, datorită faptului că n-au putut lupta cu crucea lor. Deci Mântuitorul, de bună voie, a venit în fața lui Pilat, a dus de Ana și Caiafa, îmbrăcată în hlamidă, bătut, pălmuit, scuipat, încoronat cu spini. Și aici chiar ieri spuneam cuiva care se plângea la telefon și spunea: părinte, nu mai pot răbda, dacă știi ce suferință am, dragă, zic, ia Scriptura și citește acolo să vezi ce scrie. Hristos n-a mers la cruce în căruță cu catifea căptușită. Trebuie să rabzi pentru Dumnezeu dacă crezi în El. Dacă nu crezi în El, nu răbda, fă-ți mendrele. Dă divorț să-ți urmărești bărbatul, lasă-te de servici că te supără directorul, nu te mai du la servici că te supără vecinul, nu mai vorbi cu neamurile că nu le suporți și tot așa. Deci trebuie să ne curățim pe sine, noi înșine, în așa fel încât pe noi înșine și unii pe alții toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că una din mărturiile Sfintei Scripturi spune așa: dacă nu te împaci cu pârâșul tău pe cale, când vii la ușa Sfântului Altar, nu da darul, că îl dai spre o sândă. Tu dacă vrei să dai darul tău la altar, lasă-l la ușa altarului, du-te, împacă-te cu cei ce ți-au greșit și apoi vină și adu darul. Deci e o chestiune excepțională. Și dacă Hristos a fost interesant
în felul lui față de alte învățături ideologice ale lumii care au cuprins credințele mahomedană, budistă și așa mai departe, toate religiile mari ale lumii, Hristos a învins printr-un singur lucru. Este pentru prima oară în doctrina unei învățături când cel care predă învățătura cere să iubești pe dușmanii tăi, iubiți pe vrăjmașii voștri. Chiar sunt ferm convins, inclusiv eu personal, că aș dori să-L cunosc pe Cel ce-și poate iubi dușmanii. Deci, cu adevărat, am fi creștini. Asta este măsura unicității răutății umane și a micimii noastre sufletești. Dacă poți cu adevărat să-ți iubești un dușman, atunci cu adevărat te-ai răstignit pe crucea lui Hristos și ești una cu El. Când îi băteau puiile, striga, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Când îl chinuiau și îl răstihneau și îl pălmuiau, spunea, Doamne, nu le socoti lor păcatul. Deci, câtă putere! Deci noi ce vorbim acum e filozofie, teorie. Dar închipuiți-vă că, practic, Hristos i-a iertat pe toți și s-a răstihnit pentru mântuirea lumii. Aceasta este esența divină a crucii. Deci acesta este punctul. La un moment dat, Pilat, care se credea și el mare consul și mare filozof și la toate știutor, îi spune lui Iisus, păi cum mie nu-mi vorbești? Am puterea ori să te eliberez, ori să te răstihnesc. Exact cum spune patronul la servici. Dacă eu vreau, tu mai muncești, dacă nu, mâine ești avară. Ia, scrie preavizul. Și ce frumos îi răspunde Iisus, cu precădere la funcțiile tuturor oamenilor din zilele noastre și de acum încolo până la sfârșitul veacului. Da, ai această putere pentru că ți s-a dat de sus. Că dacă nu ți s-ar fi dat această putere de sus, n-ai fi putut să o ai. Deci, și-a fi stăpân peste slugi, este tot o putere de sus și o lucrare a crucii. Și unde o întâlnim în Sfânta Scriptură? Și pe când era Iisus în Capernaum și predica popoarelor, aproape de casa lui Petru, a venit la el un sutaș și i-a spus, sluga mea pătimește, te rog, zi numai cu cuvântul să se facă sănătoasă. Acum mă întreb eu, la măsura iubirii, pentru că și de iubire e vorba, câți dintre noi suntem în măsură să ne doară în cot sau în mâna dreaptă pentru aproapele că suferă sau nu are un ban de un medicament sau chiar nu are un ban de o pâine. Poate că întindem 5 lei sau 2 lei. Asta face fiecare. Dar cu adevărat să simți, și aici când mă refer să simți suferința reală, nu lenea, nu trândăvia, nu împuțiciunea, nu fuga de muncă, nu cotârleala, haimanareala pe stradă, bagabontajul, cerșetoria. Mă refer la o femeie cu 5 copii, cu 4 copii, cu 3 copii, la un pensionar nenorocit și așa mai departe. E greu să te pliezi pe aceste probleme. Știți din ce cauză? Pentru că trebuie să dăruiești din tine și e foarte greu să faci această discernere. Dar e treaba mea. Are, n-are, nu-i vina mea. Ba uneori e vina noastră. Chiar dacă o pâine o dai de pomană, nu-ți pierzi plata. Ei, acest sutaș s-a dus la Hristos să-și vindece sluga. Noi nu putem vindeca pe sluga noastră, dar să-i dăm salariul la timp și să-i plătim cele ce a lucrat și ne-am făcut datoria față de Dumnezeu. Că cel mai mare blestem la Dumnezeu este oprirea plății slugii. Dom'le, ai lucrat de 6 milioane, salariul tău te-a împușcat, ia-l și mergi sănătos. Dar în momentul în care ești nedrept, sau cum spunea chiar azi cineva când a luat salariul de vreo 9 luni, deci asta e o nedreptate a stăpânului tău. Și asta se pedepsește nu de sus, ci direct de la Dumnezeu cu pedeapsă de blestem. Mergând în următorul pasaj al crucii, vom găsi ce? O cruce spirituală. Am terminat cu cea materială. Nu o să vreți să vă fac eu acum apologia cum să trăiește în familie. Aveți credința ortodoxă și viața de familie. Nu o să vă explic cum să trăiește în văduvie. Curate și neîntinate, spovedite și împărtășite. Chiar m-am bucurat azi când am văzut că 50-60 de babe bătrâni au cinstit puterea Sfintei Cruci. Părinte, am postit 3 zile, vrem să ne împărtășim. Frumos lucru! Nu o să vă explic cum să trăiește în feciorie. Simplu ca bună ziua. Nu dai drumul la filme porno,
Nu stai toată ziua pe televizor la reclame mizerabile, nu pui filme imorale, nu te duci în discotecă, nu bei peste măsură, nu te droghezi, nu iei etnobotanice și vei fi un om integral în casa ta, citind o rugăciune dimineață sau de seară, sau muncind, indiferent, intelectual sau fizic, ceea ce desfășori ca activitate. Și te-ai păzit feciorelnic dacă stai 3 ore înaintea televizorului cu filme indecente, fie că vrei parteneră de păcat, sau fie că ajungi la păcate făcute singur, cum spune și mulifta de spovedanie, ori cu amăgirea, ori cu îndulcirea, ori cu pipăirea, sau orice chip a făcut păcatul desfrânării. Deci a te uita la televizor e tot păcatul desfrânării, scurt. La televizor, la prostii mă refer, nu că te uiți la politici. Cum se trăiește în mănăstire? Simplu, cu răbdare și ispite. Azi te supără unul, mâine te supără altul, azi nu-ți convine una, mâine nu-ți convine cealaltă, dar mergi înainte și spui așa, pro Hristo, Doamne, pentru tine Hristoase. Ne suportăm și ne răbdăm și ne iubim unii pe alții. Sunt cele 4 cruci lăsate de Dumnezeu pe pământ. Acum la crucea spirituală ea se împarte în mai multe categorii. Avem o cruce a lui Hristos pe care trebuie să o cinstim cu precădere. Și aceasta este crucea pe care El s-a răstignit de viață făcătoare, înălțată în toată lumea la ziua de astăzi, când Patriarhul Macare a scos-o și a adus-o la Ierusalim cu împărăteasa Elena și au arătat-o la toată lumea. Și dacă mi-aduc bine aminte, nu știu să spun, poate să nu fac o confuzie, neștiind să o găsească care e cea adevărată din cele 3, au atins un mort cu ea și mortul a înviat. Și au știut că e crucea Mântuitorului. În momentul în care veți prinde în mână cartea lui Pepini, unul care a scris Procesul Mântuitorului, un italian sau ce scriitor literar este, acolo o să vedeți și mici confuzii. Că pe crucea lui Hristos a mai vrut să răstihnească Baraba când și-a dat seama, fabulații literare, când și-a dat seama cine e Hristos, că tâlharul cel păcătos și-a dorit și el apoi să răstihnească, oricum el era ticălos în juragulea, cum facem și noi când ne săturăm de rugăciune, luăm cu înjurăturile. Dar ce trebuie să ne rămână? Doamne, arma asupra diavolului, crucea ta e dat-o nouă. Scurt, troparul știți de la Sfântul Maslu. După crucea spirituală, cea adevărată pe care a stat Hristos și este împărțită în toată lumea, prin biserici, prin cutiuțe de argint, cu moaște și păstrată ca odor de mare preț, avem crucea de pe biserică. De ce de pe biserică? Pentru că nu este crucea simbol, nu este crucea bijuterie, nu este crucea ornament, ci este crucea casei lui Dumnezeu, protejată prin semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, casa Tatălui meu, care casă de rugăciune se va chema. Deci de aceea crucea de pe biserică o cinstim și când vezi biserica, nu faci cruce la ziduri. Spunea odată, când era vremea securiștilor, dar de ce vă închinați-vă la biserică? Închinați-vă și la gară. Gara n-are cruce. Deci noi nu salutăm biserica, ci semnul biruitorului de pe ea. Ce știm noi din tradiția și din învățătura ortodoxă? Știm așa? Crucea nu umblă bezmetică prin lume. Îl are pe Hristos cu ea. Deci când văd crucea, semnul creștinesc al biruinței, știu că Hristos stă răstignit pe ea. Că așa spunem noi la rugăciunea cinstită și de viață cruci. O, răstihnitul meu Hristoase, și nu aia cu palma, cu scuipările, cu diavolul, cu fața, cu toate celelalte. Deci întreaga închipuire a omului simbol, raportată la Dumnezeu, cum prin patimile Lui curățăm neputințele noastre. Dar ce trebuie să știm noi de la crucea aceasta? Că este arma sub care Duhul Sfânt știe și coboară în timpul Sfintei Liturghii și vine în prestolul din altar ca să sfințească Sfintele Taine când ridici mâinile la epicleză. De aceea spune cruce pe biserică și nu busuioc cu flori sau altceva. O împodobim cu flori pentru că este floarea aleasă a raiului. Este pomul cel minunat al vieții. Și a înflorit din ea rodul vieții pe Hristos. Dar ea este Sfânta Cruce și așa însemnăm noi biserica. Mai avem o cruce importantă, tot spirituală. Crucea de la mormintele noastre și ale strămoșilor noștri. Ați văzut tot felul de arhitecți și para-executanți care umple cimitirile de tot felul de
căsuțe și tot felul de borduri și de alea, nu le impresionează pe Dumnezeu cu nimic. Alea sunt fanatisme omenești, pietisme exagerate, o să-ți faci 100 de colivii, trupul din pământ este luat și în pământ se va întoarce, dar îngerul a înfricoșat și dumnezeiasca judecată la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, pătrunde prin puterea lui Dumnezeu pe brațul crucii și caută creștinul și căpătâiul lui din mormânt și va scula morții din morminte și toți vor învia într-o clipeală de ochi și Dumnezeu îi va căuta pe cei aleși. Cum îi va găsi pe cei aleși? După semnul Sfintei Cruci. Poartă semnul creștinătății și după moarte și așa știm noi că acolo este un creștin care are stâlp la cap, îl va lega de stâlp, care are cruce la cap, va merge cu crucea, care are mozaic și păreți și ziduri, va lua cușca aia în spate și va merge cu ea la judecată, nu cu crucea, că dacă nu i s-a pus cruce, i s-a făcut mausoleu. Și nu în cele din urmă, aducându-ne aminte de o altă cruce spirituală exagerat de importantă și fundamentală în viața poporului român, crucile din Sfintele Troițe pe care le întâlniți la margini de drumuri, în intersecții, pe străzi, la colțuri de străzi, în locuri importante, care trebuie cinstite cu deosebită și nesocotită prețuire, pentru că acelea amintesc și dau semn lui Dumnezeu că satul acela, locul acela, orașul acela și comuna aceea este sub protecția lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt și este însemnată și păzită de puterea Sfintei Cruci. Deci când treci lângă Troiță, nu ridici câinele ca piciorul, piciorul ca câinele și te piși, ci faci o cruce frumos de la frunte până la piept, de pe umărul stâng pe umărul drept. Dacă n-are candeluța aprins, o oprești și o aprins. Dacă are feștilă sau lumânare, sau cum au ieșit acele frumoase catolice roșii, aprins, dai lumânarea și o pui să ardă. Săruți Sfânta Cruce, dacă ești în mașină, măcar te închini în semn de plecăciune, că respecti pe Hristosul răstignit pe ea. Și de aceea și în tradiția cântărilor populare spune Sfântă Cruce părăsită la o margine de drum, coperișul să se strică, răi-s creștinii tăi acum. De ce? Pentru că nu se găsește un creștin să o dea cu ulei, să o vopsească, să o repare, să-i bată un cui rupt, să-i facă un gărduț. Am avut o dată fericirea, ocazia și am văzut undeva într-un sat, mergând cu mașina, calul priponit de troiță. Săracul stăpân, ce bucurie pe el, că era troița aia în sat. De ce își lega el calul dacă nu era crucea aia acolo? Putea să-l piardă. Deci îți dai seama câtă minte și câtă credință la el ca să priponește animalul de troiță. Dar leagă-l, domnule, de un stâlbat, e un țăruș. De ce? Semnul de nerespect față de semnul Sfintei Cruci. De aceea, în îndreptarul de spovedania lui duhovnicul Mândiță, cunoscutul și reputatul duhovnic al anilor 70, 60, 50, el spunea să nu calci pe semnul crucii, să nu faci pe pereți semnul crucii, să nu faci pe pardoseală semnul crucii. Vedeți în îndreptarul de spovedanie. Adică e vorba de profanarea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Marele patriarh al Constantinopolului, unul foarte școlit, Ghenade Scolariu, pus într-o încurcătură de sultan la vremea respectivă, și de ce îmi place mie să vă povestesc ideea aceasta? Pentru a putea sultanul să arate că creștinii sunt nesimțiți și parșivi la valoarea semnului creștinesc al crucii, a pus un covor tot cu cruce în jurul divanului lui și i-a spus patriarhului să vii până la mine, dar le-a spus la cei care îl păzeau: dacă calcă pe covor pe vreo cruce, am să-i tai capul și să văd ce justifică. Dacă nu calcă, nu respectă ordinul meu și tot am să-l ucid. Dar patriarhul a fost înțelept și luminat de Duhul Sfânt. Și a făcut în felul următor. A ajuns la marginea covorului, a făcut 3 închinăciuni, a sărutat prima cruce de pe covor și a spus ceea ce am cântat noi azi la strană: crucii tale ne închinăm, Stăpâne, și Sfântă Învierea ta o lăudăm și o slăvim, că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, e tăcă, troparul până gata.
și a sărutat Sfânta Cruce, s-a apropiat de patriar fără nicio sfială, de patriarhul, de sultan fără nicio sfială, i s-a plecat frumos cuvință și a spus: ticălosule, ai călcat semnul vostru creștinesc, nu prea luminat sultan. Crucea lui Hristos, care e una singură în lume, am cinstit-o cu cuvință, sărutându-o și închinându-mă. Celelalte sale tâlharilor ca tine, care o profanează. Deci fiți cu luarea minte. Cine profanează Sfânta Cruce, se aseamănă tâlharilor de pe cruce care huleau pe Hristos. În special celui de-a stânga. Că acolo de-a stânga nu e un singur tâlhar. Sunt jehoviști, baptiști, penticostali, adventiști de ziua șaptea și toate sectele. 300 de secte raționaliste și 800 de secte identificate și aproape 3000 de curente ale sectelor religioase creștine prinse în sectologia lui Petre David și a învățăturilor de credință ortodoxă menționate de-a lungul istoriei. Deci acelea sunt toate crucele de pe covorul respectiv. Și noi trebuie să avem grijă să nu facem parte din vreo cruce din aceea, deci care este a tâlharilor. Să fim tâlharii credincioși ai crucii lui Hristos, care dacă nu putem fura cu fapta raiul, măcar cu rugăciunea, să nu-l pierdem. După această cruce spirituală a troiților, despre care v-am vorbit că sunteți datori să le respectați, să le îngrijiți și chiar dacă nu-i a ta să-i aprinzi o feștilă, să-i pui un pahar, să pui un pic de un de lemn sau o lumânare, mai vine o cruce spirituală, cea pe care o purtăm la gâtul nostru, sfințită de preot sau de duhovnic sau unde te duci tu, și îmblăm cu semnul crucii la gât. Deci crucea am văzut cu conițe din astea tinere care și-au făcut cercei cu cruce. Dragă, crucea nu e o ghirlandă. Crucea este un semn de biruință și pe care noi de ce îl purtăm pe piept? Pentru că în dreptul inimii stă Hristos și El când vede crucea nu pleacă de la noi. Ce ar fi să se spânzure Hristos de urechile noastre, să stea răstignit acolo cum vrea cu coanele? Nu-i place, vrea în inimă. Deci pui crucea la gât. Și după ce ai pus frumos crucea la gât, ești plăcutul lui Dumnezeu și ești cela ce te asemeni cu fiii lui Dumnezeu după har, te asemeni cu creștinii care au murit pentru cruce și te asemeni cu ctitorii de locașuri sfinte, care au făcut troițe, biserici, clopotnițe, cimitiri, aghiazmatare și așa mai departe. Pentru că trebuie să fii un ctitor al crucii, nu s-o bat joc orești. Apoi, legat de crucea personală, aici trebuie să mai știm că sunt două cruci. Avem o cruce care ține de suferința noastră particulară și cel mai adesea îi spunem destin, soartă, calea vieții, cartea vieții, orice denumire am dat, ea e o cruce particulară. Și știți cine sunt cei mai avantajați în această cruce spirituală? Cei care știu să o cinstească cum se cuvine și primesc de la Dumnezeu pe măsură și încercări, dar și răsplăți. Am avut ocazia și dumneavoastră sunteți martori a ceea ce spun acum, să întâlnesc oameni plini de boli. E o cruce a suferinței, dar e mântuitoare. Cine o poate duce până la capăt, mare plată are și raiul și-a agonisit, indiferent că vrea sau nu vrea, numai să nu cârtească în boală. Cine este sănătos și le poate face pe toate, iarăși e o mare cruce de la Dumnezeu, să ajungi anii frumoși ai bătrâneții, 80-90 de vor fi în putere și 100, că sunt și oameni de 100 de ani, care sunt plăcuți lui Dumnezeu și Dumnezeu le-a lăsat această longevitate pentru seriozitatea lor și lucrarea lor să fie pildă altora care nu știu ce înseamnă să prețuiască viața sănătoasă și demnă de ani înaintați în vârstă sau ani patriarhali. După aceea mai este o cruce a noastră spirituală personală care ține de etica noastră personală. Ce spunem noi în popor când întâlnim ticăloși? Iată un om fără Dumnezeu. Iată un om cu suflet rău. Iată un om al diavolului. Iată ăsta este lepădat de credință. Ăsta nu este bine botezat. Ăsta nu este de-al lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii care poartă o cruce a răzbunării și mâniei Domnului, despre care psalmistul David spune doar atât. Că vine ziua mâniei lui, când va veni să judece popoarele cu îndreptare și neamurile cu dreptate. Și spune, de fața mâniei lui, munții se vor topi ca ceara și pădurile vor arde ca fân. Adică când vine înfricoșata judecată, toți cei care s-au bătut joc de puterea spirituală a crucii,
de puterea materială a crucii, de puterea virtuală a crucii, adică de reprezentația ei ca simbol, toți vor da socoteală. De aceea, cine a dărâmat o biserică, a crăpat paralizat sau într-o moarte subită, cine a rupt o cruce dintr-un cimitir și a rupt gâtul și el mai târziu, cine a profanat un mormânt sau a stricat un monument, a plătit la fel. Cine a tras de o troiță, a plătit la fel. Și de ce vă spun lucrurile astea? Fiindcă sunt pline patericele și prologele, de asemenea semne. Se spune că în vremea lui Grigore de Dumnezeu Luminătorul, jidovii au găsit o cruce undeva într-un sat, așa era pe atunci vremea, și au spus, hai să facem ca înaintașii noștri. Cum au făcut ei? Și au început să scuipe crucea și să o bată cu bețe și să lovească cu piciorul. Și la un moment dat unul s-a înspăimântat, că de câte ori loveau cu palma crucea, Hristos când întorcea capul de-a dreapta, când îl întorcea de-a stânga. Dar unul a spus, hai băi, că înaintașii noștri n-au făcut așa. I-au băgat sulița în coastă și când a băgat unul un junghier în coasta lui Hristos pe acea troiță pictată, a început să curgă sânge din coastă. Și atunci, de frică și de spaimă, s-au încreștinat toți. Noi să nu ne încreștinăm după semne cu topoare. Noi să ne încreștinăm după cuvântul Evangheliei care zice cel ce vrea să vină după mine, să-mi urmeze mie, să-și ia crucea sa și să vină după mine și să se lepede de bunăvoie de sine și apoi să-mi urmeze mie. Adică să se nască în noi prin cruce omul cel nou, viața cea nouă și virtutea cea nouă. Ceea ce o să sesizați dumneavoastră de acum încolo este următorul lucru. Duminica trecută s-a vorbit despre Duminica de dinaintea Sfintei Cruci. Astăzi se vorbește despre Sfânta și Dumnezeiasca Cruce și a ei înălțare în toată lumea. Dar ce trebuie să mai știți? Duminica viitoare se va vorbi de ce? De Duminica de după Sfânta Cruce. De ce s-a pus aceste trei duminici toate una lângă alta și duminica înainte și după și ziua crucii? Ca să știm că crucea în simbol a existat încă din Vechiul Testament și Hristos n-a venit în sânurile Tatălui fără o cruce. A venit cu crucea întrupării, a chenozii, a deșertării, a luării chip de rob să ne ridice pe noi la starea cea din tâi. Hristos pătimea în sânurile Tatălui încă mai înainte de toți vecii de când a spus la facerea omului. Tatăl a spus, va cădea și Fiul a spus, îl voi ridica. Ei, acea ridicare deja Fiul a trăit-o. De ce a trăit-o? Pentru că El s-a deșertat și a luat chipul nostru și a venit ca la noi oamenii cu chip de om pe pământ, a mâncat, a băut, s-a întristat, a suferit și ne-a arătat nouă că poate să fie omul desăvârșit, de ține cu sfințenie calea lui Dumnezeu. Și ne-a dat și o măsură. N-am venit să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ci n-am venit să fac voia mea, ci am venit să împlinesc cele de sus. Deci iată, de aceea avem o cruce înainte de Duminica Sfintă, deci de ziua crucii, deci Duminica de înaintea Sfintei Cruci. Și de ce a pus-o tocmai Duminica? Pentru că este simbolul veșniciei. Crucea nu începe și se sfârșește. Crucea este veșnică. Hristos este veșnic, Dumnezeu este veșnic. Și de aceea, și voi trebuie să știți lucrul ăsta. Știți cine a priceput acest lucru? Numai Marcu Franciscanu și cu Maria Egipteancă. Acești doi oameni s-au împărtășit la ieșirea din viață o singură dată, după zeci de ani de nevoință, și trupul lor și sufletul lor s-a întâlnit cu Hristos prin ce? Prin lucrarea cea curată a faptelor bune, prin lepădarea totală de sine. Cum să cântă la cuvioși? Căci n-ai căutat la trup care este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Pentru aceasta, împreună cu îngerii, se bucură cu tine, preacuvioase Părinte, Duhul tău. De ce v-am spus lucrul ăsta? Să nu înțelegeți că dacă noi venim și ne împărtășim și am postit trei zile, suntem scutiți de povara crucii. Asta nu înseamnă că nu trebuie să te rogi, nu înseamnă că nu trebuie să fii bun, nu înseamnă că nu trebuie să fii serios, deci împărtășania nu este o lege, este o pecete. Împărtășania este o binecuvântare. Împărtășania este o răsplată, este o medalie, este o cunună a nevoinței care ai făcut-o până în clipa aceea. Nu vii să-mi spui, știi, Părinte, vreau și eu să mă împărtășesc, dar ce ți-a venit așa pe chelie? E, dar nu să mai împărtășim, nu știu care, serios.
Ai venit să te împărtășești că nu poți trăi fără Hristos? Apostolul Pavel spune, nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Asta trebuie să aveți minte. După aceea, crucea este prezentă. În clipa aceasta, în toată lumea, sunt milioane și miliarde de cruci a fiecărui creștin, a fiecărei biserici, a fiecărui mormânt, știut sau neștiut. Dar mai este și o cruce care vine duminica de după Sfânta Cruce. Deci va fi crucea parusiei, va fi crucea judecății de apoi, va fi crucea întâlnirii cu Dumnezeu, despre care Evanghelia spune doar atât. Tatăl a dat toată judecata Fiului, Fiul va sta pe tron de judecată cu cei 12 apostoli, judecând cele 12 neamuri ale seminției lui Israel. Sfinții vor judeca lumea, adică pe noi cei din legea darului, și a mai spus, precum aud judec și judecata mea este dreaptă. Cei ce au făcut bine vor învia spre învierea vieții, iată o cruce, și cei ce au făcut rele vor învia spre învierea osândei, altă cruce. Deci și cei ce stau în iad au o cruce. Au o cruce fiindcă poartă suflet îndumnezeit, care vine din Dumnezeu. Au o cruce pentru că au fost botezați. Au o cruce fiindcă au supărat pe Dumnezeu. Și au o cruce că trebuie să plătească pentru mărșăria, nesimțirea și mărlănia lor. Și a spus cineva, dacă Dumnezeu e bun, de ce a făcut iadul? Dar eu întreb un singur lucru. Dacă noi suntem buni, de ce ne punem lacăte la porți? Dacă noi suntem buni, de ce încuiem banii la bancă? Dacă noi suntem buni, de ce ne facem gard la o gradă? Dacă noi suntem buni, de ce purtăm băta de baseball în mașină? Dacă noi suntem buni, de ce avem câini în o gradă? Dacă noi suntem buni, de ce avem sisteme de pază? Cine ne atacă? Că suntem buni. Și Dumnezeu și-a luat omajul de eroare pentru oamenii lui buni care i-a creat, să îi înstrânge pe cei răi. Așa cum și noi ne-am luat omajă de apărare față de oamenii buni din jurul nostru. Deci, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Lepădarea de sine înseamnă unirea totală cu Dumnezeu. Aia e călugăria, rar și greu. E greu să te călugărești pentru că nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și e greu să fii călugăr că nu vrei să-ți placă de Dumnezeu. Dar e frumos să fii călugăr fiindcă te mântuiești. Întâlnit Paisie cel Mare cu împăratul Constantin, amândoi în slavă, întreabă Sfântul Paisie cel Mare, o împărate Constantin, care e slava ta? Am fost om pământesc cu neputințe omenești, spune împăratul Constantin în viziune. Dar slava care mi-a dat-o Dumnezeu este într-o strălucire a îngerilor. Dar dacă ați vedea unde stați voi monahii, e de 7 ori mai strălucitoare. Deci iată care e diferența între frigiderul cu carne și pesmetul cu borș de legume de la mănăstire. Deci unii pot vedea fața lui Dumnezeu, dar nu mai se bucură de ea. Unii pot vedea fața lui Dumnezeu, dar se îndulcesc de ea. Unii pot vedea fața lui Dumnezeu și se bucură de ea. Unii văd fața lui Dumnezeu și o împărtășesc. Deci, și crucile sunt la fel. Pentru cei râvnitori sunt casnicii lui Dumnezeu și aceia sunt sfinții care au și harisme, de aia ne rugăm la ei. Pentru credincioși și mântuiți există mila lui Dumnezeu și să se bucure că au dobândit-o. Pentru puturoși mai există îndelungă răbdarea lui Dumnezeu și să bucure că au avut parte de ea. Iar pentru neputincioși, așa cum spunem noi, vai, nu pot, sau vai, nu vreau, sau vai, nu mă interesează, așa zisă rasă socială a ateilor. Ei sunt atei că lilene să-și cumpere cartea de rugăciune, dacă îi dai degeaba, nu o citește. Dar pentru aceștia este și acolo, spune psalmistul, de mă voi cobor în iad de față ești și dreapta ta mă va povățui. Pentru că și iadul e tot sub cârma lui Dumnezeu și El hotărăște în ce munci trebuie să te duci în raport de păcatele săvârșite. Mai bine să stai cu stăpânul în rai, cu milă și cu bucurie, decât departe de El cu milă și cu mustrare. De ce milă și mustrare? Putea să ne desfințeze, să nu mai existăm păcătoși? Și putea în același timp să desfințeze și iadul și dracii, dar i-a lăsat să vadă că există Dumnezeu și e bun cu el. Și atunci le-a lăsat munca. Chinuiți-vă că asta vă place. Deci să dea bunul Dumnezeu ca crucea de astăzi să ne trezească cu pregătire și cu mare trăire pentru înfricoșata a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos, care are ca semn, spune Apocalipsa,
când veți vedea pe cer semnul Fiului Omului, de la răsărit la apus, de la miază zi la miază noapte, să știți că sfârșitul este aproape. Amin.